Misiunea Speranța pornește din nou la drum, de această dată având ca destinație proiectele misionare din Uganda și Kenya. Scopul principal al acestei călătorii este de a aduce o schimbare în viața oamenilor din aceste țări. Am încercat și de această dată să motivăm cât mai mulți credincioși să ni se alăture în această lucrare. Astfel, echipa care va pleca pe teren între 20 și 30 octombrie va fi formată din 14 persoane. Însă echipa misiunii nu este formată doar din aceste persoane, ci din echipă fac parte toți aceia care au ales să facă o donație pentru Africa, oferind astfel unor oameni lipsiți de orice posibilitate prilejul de a se bucura de hrană, de îmbrăcăminte, încălțăminte și chiar adăposturi solide. Mai mult chiar, din echipă faceți parte și dumneavoastră, cei care ne urmăriți activitatea și ne susțineți în rugăciune. Suntem nerăbdători să vedem entuziasmul copiilor care vor avea ocazia să îmbrace un nou tricou în locul celui vechi sau să trăim emoția celor clipe în care vom încălța iarăși picioare desculțe și bătătorite sau să devenim mâini hrănitoare pentru cei înfometați și să construim noi speranțe zidind încă o casă pentru o familie din tribul Batua. Sunt atât de multe de făcut pentru acești oameni încât timpul pe care îl vom petrece în mijlocul lor este prea scurt. Însă nu ne vom opri. Rugăciunea de mulțumire a unei bătrâne care tocmai a primit o farfurie cu mâncare caldă, privirea recunoscătoare a mamei care are acum un nou adăpost pentru copiii ei, sunt aspecte ale lucrării care ne vor încuraja să continuăm, să fim un sprijin pentru persoanele cu dizabilități, pentru copiii desculți și pentru cei flămânzi și fără adăpost. Fiind aproape de cei în nevoi, simțind cu necazul lor, arătăm că ne pasă și răspândim dragostea lui Dumnezeu. Vrem să fim alături de tribul Batua, de oamenii săraci din Kabale, de copiii și femeile din tribul Maasai din Kenya și, fiindu-le aproape, să le putem câștiga sufletele pentru cer. Dacă încă nu faci parte din echipă, nu e târziu. Te poți alătura misiunii Speranța oricând printr-o donație sau printr-o rugăciune. Roagă-te! Încalță! Hrănește! Zidește! Dar mai ales, iubește!